Da, declar că am deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. Pentru început, dacă aveți ceva obiecțiuni la procesul verbal de la ședința trecută. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal de la cine este pentru. Să abține cineva? Împotrivă? O abține de domnul Basla. Dăm cuvântul domnului primar pentru la citirii ordinii de zi. Da, asta e, nu? Convocare la ședința din data Consiliului Local, în viețul Bacău. Ședința asta, direcția de desfășura în sala de ședință a Consiliului Local, începând cu data cu ora 9 și va avea următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea legii referitoare de ședință, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Bacău, viețul Bacău, a listei de investiții pe anul 2021. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a Comunei Balcan, Vieți Bacău, la data de 31.3.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului bursei elevilor din învățământul preuniversitar de stat, domiciliat în Comuna Balcan, Vieți Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei stabilite pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare ADIP. Propun pentru următoarele trei luni și domnul profesor Ia. Faptul că sunt în urmă. Vasile, profesor. Mai are cineva o propunere? Supunem la vot. Cine este pentru? Ca domnul consider de amul și timp să ședim următoare în trei luni. Să abține cineva împotrivă? Nu, toată lumea. Deci, la punctul numărul 2 al ordinii de zi. Proiectul de privind aprobarea bugetului local al Comunei Balcani, bugetul Bacău, care este de investiții pentru 2021. Da. Scriem la cuvânt? Da. Vrea cineva să intervină? Domnul Sandu, îți ridică mâna. Doar o întrebare. Da. Aici afar, la ISU, doi salariați. De unul știm. Am vrea să știu și... Șoferul și cu șeful SBS-ul. Șoferul fiind? Fiind... Bucătar. Nu, 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 asta, Iosif. Da, Iosif. Da, mulțumesc. Da. Da. Băiatul Valerian. Ah, oh, da, vei căzut. Oh. Domnul Vânda. Dar e angajat de... Nu, pentru că îl vedeam că făcea alt tip de muncă. Dar îl mai pun în pistot, că așa suntem la primărie. Este, da. Exact cum am discutat domnul primar, aș vrea ca electoratul sau de, chiar de la dumneavoastră s-au alocat la dezvoltare 32% din total buget, din 110 miliarde de buget, mai puțin ca anul trecut. Deja cei de la PNL au spus că ne dă un buget mai mare, dar într-adevăr, este mai mic. Mi-a dat mai mare. Dar trebuie să ne limităm în bugetul care îl avem. Deci, la dezvoltare avem 32% și aici aș vrea puțin să ne explicați, pentru că avem patru drumuri noi la Frumoasa, prinse cu un total de 1.679.300. Deci e un lucru bun, dar ar vrea să ne spuneți pe Valea Schipului, care aparține de la Balcan Marginea până la Schip, cum de derula lucrările, de exemplu, la Balcan Marginea aveți străzilele de la biserică, aveți la Ghidionul un drum
până la mănăstiri și mai la deal. Iar la Căpățâna, după cum a spus la ședința trecută, îi prins în programul ăsta de dezvoltare. Deci, dumneavoastră să explicați, eu am înțeles, de ce nu se poate drumul de la Ghidionul prins într-un proiect sau un buget local să fie modernizat? De ce nu se poate? Da, a spus că drumul de la Ghidionul sunt niște lucrări care sunt garanții. Lucrări? Drumul de la biserică până la pod nu e în garanție. Și o să-l face și pe ăla până la pod. Până la pod la Leonte. Până la pod la Aurel Leonte, da? La podul de la Aurel Leonte e o colusie. Drumul de digur de la pod de Aurel Leonte e făcut de o colusie. Noi am făcut adresa acum 2-3 ani când am transferat și drumul de pe Căpățâna, de pe Ștefăț, de pe Coman, de pe Frumoasa, Valea Frumoasă. Asta nu mi l-au aprobat, pentru că erau în garanție lucrării făcut digul și poduri. După asta, dar până la punct, o să facem. Din buget local, vedem, e singurul drum care... Mai sunt câteva străduți mai mici. Nu-i prins în bugetul mare. La Balcan Marnea, străzile alea, la biserică, da. Am fost prins în proiectul mare, care l-ați aprobat. Și s-au mai explicat. Da. Dar consilierii l-au aprobat prin CNI, da? Suntem cum ne dă banii, dar... Nu putem face totul în zi. Deci la Ghidionul ar fi din curță foarte mult... De la intrarea pe Știrbăț și până la pod îl facem când bugea local, când îi prins în proiectul mare. Da, până la Aurel Leonte. De la Aurel Leonte la deală, lucrările... În 4 ani de zile rezolvăm și acolo un proiect și acum erau drum forestier. Eu de asta v-am întrebat, că multe persoane spun, dar noi cui aparținem, aparținem de Bolătău. Nu. Noi trebuie să ne demonstrăm cine încurcă, dacă să... Nu ne încurcă nimic. Asta și nu e un încurcător, se rezolvă și asta. Eu am vrut să fac podiețul ăla pe... unde au adus un tubii. Și nu mi-a dat voie. Lasă-o, am vorbit doamna Vasulaia, doamna Vasulaia, eu dat telefonul, vorbit la direcții, a trimis un tub. Rezolvi ei acolo, nici un tub nu mi-a dat voie să fac discurgere, că nu orice pe oameni de la deal de biserică, la un băiat care da, dar la schitul frumoasa, prin banii ăștia 1.173.000 de lei, aveți prins ceva lucrări. Avem. Nu dau. Avem două lucruri, parcarea de schitul la biserică, poduri rezitabile, vreau să fac picioare de beton la fiecare, că au probleme în urma inundațiilor, și platforme de containere bune. Și podul de la școală e... Pe un pod, podul de la școală, da, aia, un pod. Deci două diburi, un pod, parcarea la schid și podul de tare, picioare de beton. Bine, grup sanitar, astea la spații verzi care sunt 3 da, de ani. Da, știu că sunt la spații. Mai sunt lucrări mici din astea care o facem, poate cu băieță de la primărie, poate cu vârta de la ajutor. Vedem, trebuie să ne încadrăm în banii care avem. Să tragem de ei, ca să rezolvăm ceva. Da, eu cam atât am avut la buget. Acum mai are Mie cumva aceeași problemă. Am văzut că ați prins la modernizări drumuri. Strada Filip, Frânțeni, Cantinei, Miricica. Vrem să vă întreb dacă aveți în vedere în următorii ani și strada bisericii. Strada care bisericii? De lângă biserică. Din față la domnul Pavel. Da, nu. Din față la domnul Pavel. Strada în Saion. Da, puteți să ne dumne. Dacă se are în vedere și asfaltarea acelui... Am în vedere să asfaltez toate străzile din comună, în funcție de banii alocați. Și banii să avem, o să asfaltăm toate străzile. Și parcarea aceea de care am zis? Parcarea care zis neastră, nu știu, cred că 10 ori în răspadie, și un aici și el o zis prima dată, nu neastră. Și nu se poate turna iarna, să știți, care mi-a discut, iarna nu se toarnă ciment, din noi, fierbini. Mai da. Dar mai încet, am zis prima ședință că nu puteam spune la ședința de investire. Avem un plan, am făcut cu Pavel Vacaru și cu domnul Ivo și cu ăsta, am făcut un plan cum să facem parcarea aia acolo, fie ceva frumos, au căzut pietrele de pe monumentul ăla sau... Da. Avem, să facem.
Am văzut că ați prins și reparații de poduri și codețe și voiam să vă reamintesc de codețul acela de pe câmp. Drumul județenii nu. Când nu aparține, nu putem lucra noi la drumul județenii. Este codețul acela înfundat din cauza căruia ne inundăm? Desfundat, da, le desfundăm, dar am prins acolo poduri și codețe, v-am zis. Nu, eu mă refer concret la situația aceea de pe câmp din cauza acelui. Dar, în general, pe câmp s-a desfundat. La ultimele inundații s-au desfundat podețe, dar s-au înfundat înapoi. Nu, soluția e altă. Nu mai desfundăm odată. Da, se desfundă, dar apa vine peste noi. Soluția ar trebui investită, nu știu, altfel. Nu știu soluția care era din asta. Dacă domnii de la deal care au teren nu vor să dea să facem șansă până la vale, dacă chiar așa vă imân, faceți un șanțuleț pe bucata dumneavoastră. Pe bucata vecinului? Nu știu că pe bucata vecinului, dar vecinul nu deranjează. Pe neazul vă deranjează apa. Și ca să facem șanțul ăla, doar șanță. Am mai discutat și o discutăm de câte ori vreți. Nu dă omul voie să intru pe bucata lui. Dacă deranjează așa tare și strică recolta, fă pe lângă gard, pe bucata noastră, faceți un șanțuleț până la putați zău și termină problema. Da. Sau soluția pe care ați propus-o dumneavoastră când ați venit la fața locului vara trecută când ne-a inundat, i-a spus că nu trebuia să-și facă mama casa acolo. N-am zis chestia asta. Casa a fost făcută... N-am zis eu chestia asta. Că nu trebuia mama mea să-și bază. De ce? Nu, mama mea. Mama dumneavoastră, am zis că n-am zis eu chestia asta. Nu suntem caracteri, zic că nu trebuia să-ți faci casă aici. Cum ați zis? Da, asta a fost afirmația, dar... bine, o să săpăm. Da. Nu zic că o soluție, până dacă s-au discutat dumneavoastră, poate are pretenții să discutați dumneavoastră. Dar o întrebare, când s-a apucat de săpat, au nevoie de avizi de la primărie? Nu. Nu? Pot așa de capul? Sunteți ce să sapi? Nu, păi dacă s-a apucat de săpat, nu cumva să-i amendați pe urmă, știți? Dar când i-a amendat puse până acum? Nu știu, să vă duceți cu buldo, cum v-ați dus la Laslău. Da. Dacă nu știm, nu vorbim așa. Nu știu un lucru, mă scuzați, am văzut că ți-a locat 45 de burse pentru copii de la comunitate. Ajungem la burse acolo. Dar erau prin și aici la buget, dar ok, îmi revin atunci când discutăm de burse. Mulțumesc. Da. Vă vrea cineva să intervină? Da, eu vă vreau să spun, domnul Baru, ceva. Ați scris aici în buget modernizare drumuri locale în statele Balcan, Frumoasa, Ludaș, Chitul Frumoasa, la proiecte de investiții noi pe anul ăsta, n-apare decât sat Frumoasa. Celelalte sate nu există? Ia proiectul în continuare. Pentru anul ăsta? Pe anul ăsta sunt patru drumuri care face la Frumoasa. Ai proiectul mare care e toată comuna. Și nu puteați face câte unul în fiecare sat? Nu. Nu? Nu. Da. Și să știți că bugetul ăsta, ca și celălalt de până acum, acoperă interesele dumneavoastră, primele preocupări de când ați fost reales au fost de a vă angaja anumite persoane, scamagii personal, de a vă cumpăra altă mașină, cu toate că primăria are mașini. Deci o bătaie de joc nu deservește interesul comunei, drept pentru care noi nu o să-l votăm. Pentru că acest buget niciodată n-a deservit interesul comunei. Dar a fost mulțumit în lumea de bugetul cum l-am făcut noi, că nu-l face primarul singur împreună cu oricare. O să-mi termin ideea sau sunt întrerupt ca de obicei? Nu, dar dacă continui ideea așa toată ziua și pe față când pe toate aceeași probleme care... Eu nu vă spun, eu vă spun părerea mea. De ce nu înțelegi? Bugetul nu reflectă interesul cetățeanului. O să vedem în sfârșit oameni. Mai bun. Trebuie pentru care noi nu o să votăm. Mai vrea cineva să intervină? Supune la vot. Cine este pentru? Buget. Pentru buget. Deci hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Să abține cineva? Eu, că nu știu, nu prea am avut timp să mă informez. Împotrivă? Nu, noi ne abținem. Ne-am făcut toți trei? Deci, da. 1, 3. Nu, deci domnul Ivu, Ciprian, Cătălin și așa. Nu votați nici bugetul, nu vezi după atunci. Da. Da, continuăm. Trecem la cel de-al. Bugetul ăla conține și salariile care sunt prea mari. Profesorii, da. Profesorii, salariile handicapate. Nu vorbesc de profesori. Dar eu vorbesc că bugetul ăsta... Da, lăsați, a trecut la alt punct, domnul Ciprian. Anestecați proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a Comunii Balcani la 31 a 3 a 2021.
Pentru început mă gândeam să-i dau cuvântul domnului contabil, dacă are ceva de spus. Să discut. Dacă sunt probleme, ce n-ați înțeles ceva, avem aici pe doamna contabil care poate explica. Dar vrea ceva să intervin la acest punct. Care putea să o chemați la ședință de comisie. Da. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot. Cine este pentru? Și să haideți să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Să abține cineva? Da, aceeași, tot 4. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat domiciliați în Comuna Bacău, județul Bacău pentru anul 2000, anul școlar 2020-2021. Da. Discuție. Nu, era doar o întrebare. Am văzut că ați alocat 45 de burse care sunt din bugetul de stat, într-adevăr. Doar că au făcut 179 de copii dosare. Dacă există cumva posibilitate de experimentare, dacă nu... Nu, am vorbit chiar cu domnul director la școală. Numai 15 burse sunt de merit în toată școala. Știu, 15 de merit, 15 de studii și 25 de ajutor social. Dacă știți că ne-am făcut, majoritatea copiilor au făcut dosare acum. Așa era indicația atunci. Eu am rămas surprins, că numai 15, am scos tabelul cu... O să fie clase. În bursă să dau, în ordine amenea. Dacă mai avea cineva să intervenim. Dacă nu, spune la vă. Cine este pentru? Numărăm. 1, 2. Domnul Gânga? 3, 4, 5, 6. Ivo? 7, 8, 9. 10, 11. Să abține cineva? Împotrivă? Nu. Proiectul de privind eliminarea taxei stabilite pentru oficierii căsătoriei de nelucrătoare. Noi până acum nu ne-am știut, era o taxă pentru... Da, nu s-a luat, nu știu, s-a luat vreodată taxă, s-a încasat? Da. Pentru căsătorii, în timpul sâmbăta lunii, care vreau să apunea civilă, era o taxă pentru așa ceva. Și să o eliminăm, că nu-i corect. S-o impus, nu că nu-i corect. Da. Ce s-a impus? De ce nimeni s-a impus? Da. Uitați ce scrie aici. În urma unui control tematic metodologic, nu ne-a impus. Pe linie de stare civilă, așa scrie aici. E o recomandare din partea lor, dar v-a zis că eu n-aș știu din partea asta. Da. Da. Nu s-a impus, hai să-i gen. Cine este pentru? Toată lumea. Deci în urmă două. Prinde-o trebuie privind aprobarea cotizației la patronatii. Cotizația ca în fiecare da. An. Da. E degeaba. E degeaba. Așa, cum așa, așa. Nu este intervin? S-o pune la cine este pentru? Am intervenit 4 ani ce s-o schimbat. Da. Cine este pentru? Numără 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abține. Domnul Rasă. Deci 1, 2, 4 abține. Domnul Rasă și de domnul Pădini. Fichel, cum ai votat? Pentru, da. Deci 4. Domnul Rasă, Sfântul Emilie, domnul Sandru și domnul Rasă. Diverse. Da, trecem la diverse. Discuții la diverse? E scumpă o cafea la primărie? E scumpă acum, nu? E scumpă o cafea la primărie? E scumpă, nu? Nu, 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 mulțumesc. Cine cere, nu dă pe cere. Nu, dar e scumpă. Ia-ți de cafea. Nu, am întrebat, nu, nu beau. Nu vreau să spun că în mandatul trecut, când am zis de cafea, de ce noi am ajuns să bem cafea la primărie și acum chiar am zis să fie care... Nu, dar nici nu mai refer la deasă, doar că ești. Și acum am făcut cafea, este care dorește să te avem de fie. Da. La diverse... Avem acolo la o poartă mică, în spate la nușă, care face traversarea către Crețu. Stă pe o parte, legată cu sârul, două balamare măcar. Nu, fac altă poartă acolo și gardul, că îi rup tot acolo. Trebuie balamare, am. Da. Și mai e o chestie. În ședința anterioară s-a votat pentru acei 5 lei pe metru pătratul lui domnul... Da. Cetățenii care sunt de etnie romă,
care stau acolo, lângă, fără o lucră. Da. Aia plătești ceva? Deci, nu. Sunt scutiți? Nu scutiți. Păi de ce? Stau fără să plătească. Beneficiu comunicare. Au construcții ceva? Nu, sunt mobile, dar... Nu vei meni cu mine să iei fugărit de acolo? Păi nu să iei fugărit, dar... Ești, bă, da, adică tu ce încerc mie? Eu vă cer că fac o grămadă de mizerii, fum... Nu, fac curățenie, spune. Da, și fac... fumul care dă foc la 10-11 noapte, ca o ciucuri acolo, asta ce face? Asta nu am văzut. Păi atunci o să se chemăm... O fac curățenie de toate alea, pentru alghii din râul lor și pe râul. O să vechiul, adică la oameni, toate vechiturile. Păi, interesul nostru să cu poliția să-i fugărim, să zării care... Păi, hai să mai încercăm, dacă totuși... Da. Eu ce zic, hai mâine cu mine acolo... Nu, cu dumneavoastră, dacă mergi, nu mi-e frică. Păi, nu că te frică, să vezi dacă îi poți fugări. Mă duc și cu buldo să li strâng alea. O să rii, în fine. Păi, da, mergem o dată cu buldo, li strâcăm. Da. Nu mi se pare normal, adică ăla îi luăm 5 lei pe metru pătare. Nu, ăla la toți le-am luat 5 lei, că asta e prețul. Și ăștia trebuie să plătească ceva. Nu numai la o persoană, ăla îi luăm la toți. Merg cu căruțele cu caii ăia în galop, peste tot, poți să dea iarăși peste copiii mei, nu s-a întâmplat. Primarul e vinovat. Nu voi să fiți vinovat, dar să încercăm o soluție și să scăpăm de ei. Deci asta vreau. Nu, exact cum nu reușim și cu caii prin parc. Săptămâna trecută... Hai, te-am reușit în parc ca să pun... Balama, cum îi zice, ăla te tras când se deschide poarta, să tragi poarta. Da, și săptămâna trecută a fost caii în parc. Unde aștept să duce, că altfel poți să filmeze, să duce și deschide poarta și pune un bolovan, să intre caii acolo. Și știți cine, nu? Nu știu cine, am trimis fotografii, sper să-i fi pus amendă iarăși, din nou, de fapt, cum s-a spus, că tot îi face amendă. E numai vă legat de caia acolo, toți copiii se duc să vă avem un consilier acolo, da, care putea să ia măsuri și eu vă aduc, eu nu sunt în gradul să iau măsuri. Dar de ce? Dar e consilier, poți să faci tu ce faci și primarul, poți să faci și un consilier. Nu e, domnule. Să duc că se tragă de iubăți, sunt consilier. Avem responsabil, domnule primar. Nu, ia și responsabil și tu ca și primar. Avem responsabil pe domnul Cristian, care răspunde de... Nu e responsabil, poliția locală răspunde, dar... Îi dai telefon, te duci chiar frumos la om, doamne, sunt consilier, m-au ales oamenii consilieri, de ce ții cai acolo? De ce pui bolovanul ăla acolo? Mă duc să-ți mai văd de o ședință, că am zis din part, dar nu e nicio măsură. Ca și consilier, luați măsuri, care mi se pare că nu adică aici să facem o distinție, eu n-am să intervin cu nimic, dar Consiliul Local nu este subordonat primarului, nu este executiv, nici putere executivă, nu este subordonat cu Consiliul Local. Deci nu ne puteți cere nouă consilier, nu sunteți mie, să mă duc din teren, pentru că eu nu fac parte din aparatul primarului. Nu ne bagă nimeni așa. Deci, adică, hai zis să facem delimitarea și să... Și atunci, ca și consilier... Consilierul face parte din structura legislativă. Exact. Și deci, dacă vedeți o neregulă, ca și consilier... Aducem la cunoștință aparatului primarului. Ce ți-am făcut eu? Exact. Îi atrage atenția din punct de vedere că să tenesc, că asta e altă treabă. Asta vreau să-i spun. Dar ca să iei măsuri, cum se poate. Cătălin, el știe, el a văzut, dar nu spune cine. Așa ca să-i atrage atenția. Am trimis poze polițistului local. Cum spuneți că nu știu cine sau n-a spus? Eu nu sunt polițist local. Nu, i-am trimis. Vreau să văd dacă au luat măsuri. Probabil că o fi luat dacă e trimis cu măsuri. La mine nu știu. Și atenționările se fac, într-adevăr, cercului de instituții. Da, dar când vedeți că e o neregulă, când vedeți o neregulă, trebuie să-i spun, nu treceți ca și consilier pe lângă om, dar aruncă gunoi acolo, că nu e nimic, eu sunt consilier, mă duc și zic primarul, tu dă gunoi acolo. Dar nu ca și consilier, ca și cetățean poți să tragi o leacă de umăr, pe oricine, nu... Da. Da, mai vrea cineva să intervin? Domnul Da. Eu ar vrea să aveți în vedere la Coma, oare patru familii la Popescu acolo care sunt izolate, să le faceți cumva un drum de acces. Chiar în capul satului, pe stânga, exact când s-a rupt digul ăla. Da. Am înțeles că-i prins digul într-un proiect de anul ăsta care se aprobă, dar nu știu dacă sunt casele, dacă sunt prinsă. Și ar avea foarte mare nevoie. Doamne ferește de ceva, nu intră nici căruța acolo. Ăsta e un prim punct. Dacă o luăm de la Balcan până la Sfântul Frumoasă, s-au făcut niște diguri foarte frumoase. Dar știți și le strică? Nu, nici la ora actuală, sunt diguri făcute de 3-4 ani, nu au balastru pus.
S-a mai, nu a fost și s-a mai lăsat balastul. Aș, aș vrea în viitor să dați traforul și să cu oștii de la doctor ce să facă frumos la Livor, dacă chiar își trebuie aspectul. Ce aș mai avea eu? Și s-a mai discutat. Hai să închiriem un escavator sau un buzdor. Hai să facem unde se poate regulariza apa, unde îi provoacă inundații. Am spus și acolo la biserică, un buzdor, dar buzdor, nu de ăsta ce știm cu noi. Doamne ferește, dacă vine o apă mare, să duce exact peste casă la oamenii aia. Hai să închiriem un escavator sau până la urmă, de ce să nu cumpărăm noi un escavator? Că m-am uitat pe internet, cu 6 sau 10 mii de euro, luăm un escavator de pneu. Nu putem lua, care, nu putem lua la mâna a doua. Stați ca să vă explic. Cu un escavator dotat noi, ne facem treaba în primărie. Cum alocăm câte 10 mii de euro în alte părți? Putem să alocăm un 10 mii de euro pentru noi, să ne autogospodărim, să avem escavatorul nostru pe pneu, un escavator de cupa, să zicem, de 0,8, și atunci nu mai avem treabă. Intervenim acolo unei nevoi, cu cioate, cu... Uitați, facem, ne consultăm, facem, nu, un proiect de, facem un proiect de hotărâre, hai să cumpărăm noi un excavator al nostru. Pentru că într-o comună e foarte, foarte necesar. Cum a fost tractoarele care le-am luat în 2016. Am văzut și am mai cerut la parcul, parculețele care sunt pentru copii, nu sunt coșuri, se duc cu... Cu ce se duc acolo? Cu o pungă de cipsuri. Nu are coșuri. Hai să le punem niște coșuri de gunoi acolo pentru copii. Și la, la Ghidionul, ultimul parculeț pe stânga acolo, am spus, îi rupt topogan, e acolo jos, și pe partea de la apă trebuie făcut vreo 20-30 de metri de parapet să nu se ducă un copil jos. Asta e ca să le ținem cont anul ăsta. Da, astea sunt lucruri care le facem cu muncitorii noștri. Da, prin, și normal cu muncitorii, că doar nu e... Da, eu cam atât de zona titlului, mai are. Da. Toată lumea apreciază, să știți, frumusețea geografică a comunei și, în general, comuna Balcan. Dar, ceva de sfântul, probabil, e o obișnuință. A trebuit pus o leacă să se strângă nailoanele alea de pe marginea apei, că tare e uitați, ne, hai că era timp. Dar este, volumul de muncă, eu știu că este mare în comună. Ar trebui și pe o parte și pe alta, dacă cei de la ajutor... Comuna, nu numai acolo. A, bine, săptămâna foarte care bine. În program... Deci pe albia râului, nailoanele alea cu tare surăt. Da. Da. Sau mai strâns, mai... Da, eu nu zic că nu, da. Aș vrea să revin referitor la parc. Să eliminăm toate suspiciunile, toate problemele. Să montăm 6-8 camere acolo. Avem cameră montată pe grădiniță. Care nu e suficient una. Pentru terenul de sport acolo s-a rupt toată plasa aproape lateral. Hai să vedem copiii... Și acolo vreau să pun stații, tribuni. Cum stații este de autobuz, cumpăr două stații și pun la schid și la Balcan, care se... ca și tribune. Montăm 8 camere și am eliminat toată problema. Păi nu și camere. Normal ar trebui toată comuna, la intersecții, dar vorba de prețuri. E de acord și domnul Găgoreanu, chiar așa am discutat-o. O să, o să cer, căutăm niște oferte pentru toată comuna, spunem. O să vi le arăt neastră și dacă doriți să facem toată comuna, să punem toată comuna camerii, nicio problemă. Da. La intersecție. Mai degrabă buzoi sau escavator cum cea lângă din cam. Deocamdată. Cum spuneți neastră? Deocamdată că eu zic că e prioritate. Cu camerele, da, e bun. Da. Dar... Budul excavatorul să nu faci. Nu budul excavatorul, excavator. Excavator. Chiar excavator. Da, nu mai știu. Nu prea pe așa. Doar 1000 de lei, deci nu-i că nu știu. Nu, atât de pasul. Nu mă ești, da. Dacă mă ești, mă ești acolo. Da, nu pot să știu. Specialista mea. S-a făcut prețe. Monitorul. Cifră ia țină mare. Cifrurile sunt 3-4. Hai să-i punem prin sondaj. Unii vedem câți probleme acolo. Dar să știi.
Nu trebuie. Nu pot să mă lănesc. Nu pot să mulți camera de scăpare. Dar cu asta am zis că vin cu proiectul. Cum s-a bătut? Din el tot ce pune pe el, să spun acolo lipne. Veniți cu o firmă care lucrează cu așa ceva. Eu sunt convins că domnul Cristi știe. Eu sunt convins că domnul Cristi știe cine sunt acolo. Eu sunt convins. Unde? La frumoasă. Dar toți știm. Sancțiuni. Dar face anume, domnule, dacă eu zis o dată de două ori... Când va fi forțat să plătească, atunci o să nu mai face. Omul tău, banca... Probabil, la, când își plătește taxele și impozite, atunci va simți. Asta, sancțiune, azi, sancțiune, măi. Și taxele și impozite. Dar odată și-o ar trebui să plătească. Da. Dacă nu vine voglație, doar dacă. Da. Mai vrea cineva să intervin, domnul Barna? Da. Avem aici, în fața poștii, era vorba că astea, containerele astea sunt provizorii aici, în centrul comunii. Le mai mutați, nu le mai mutați, rămân de fiecare. N-avem unde. N-avem acolo, e pentru ISU și pentru... Sunt frumoase lângă cămin, în fața poștii, aici arată deosebit. Nu vă ceva unde, dar auți, le mutăm, da. Dar avem un spațiu. La Maria, la Maria, poliția acolo, la Maria. Container. Cu bine, da, bine. Pune, fac platforme, ne-am dus toate să le repară. Sau... Da, domnule. Acolo, acolo e și pare. Aveți în vedere că a fost vorba că sunt provizorii aici, că au rămas de fericire. Nu știu, mi-am zis așa, am zis că sunt provizorii. Dacă mi-aduc bine aminte, așa a fost vorba. Că le aducem și vedem unde le duc. Eu găsesc când n-am loc, pune să le duc. Să fie aproape de primărie. Sunteți primar, cunoașteți comuna foarte bine. Păi asta vă zic, sunt primar. Găsiți o variantă. Păi am găsit variantă, dar lăsăm acolo. Eu zic că surâde. Dar altfel nu vă aduceam la nebun. Au venit ieri la București, am avut un control, chiar au fost mulțumit de comună și de ce au văzut la noi. Ne-au lăudat. O să ne dea probabil și la viață, nu de la noi. Da, dar cu voi intrat din mare schimbă. Pentru doctor de familie am vorbit și cu ea să știi. Și am fost până în piața. Da. Mai mult. Deci chiar de mediu. Mai vrea cineva să intervină? Dacă nu, declarăm ședința închisă.